Lăudăm pe Iisus, dragii mei, iată-ne că și în această dupămasă intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni Zestrea Maramureșului. După cum puteți observa și dumneavoastră, noi ne străduim să vă aducem tot ce e mai frumos din inima Maramureșului. Fiecare părticică din Maramureș trebuie să vă fie cunoscut pentru că aveți ce vedea. Sunt oameni frumoși, peisaje minunate care trebuie să le vedeți și dumneavoastră și trebuie să le apreciați la adevărata lor valoare. În această dupămasă m-am străduit ca să vin în casele dumneavoastră cu ceva inedit. De ce spun inedit? Pentru că ne aflăm la o vâltoare. Poate că nu vă este dat oricând să puteți să vedeți o vâltoare în toată frumusețea ei. Iată că în această dupămasă am făcut un efort și am venit în Săpânța, am revenit în Săpânța și să vă aducem din nou o altă parte a Săpânței. Dacă de Paște ne-a fost prezentat pricesnele și cântecele religioase din această zonă, din acest sat, de data aceasta venim cu tineri, cu horitori, să vă înveselim inima și sufletul, pentru că suntem încă în zile de dulce. Se apropie postul și din nou vom reveni la pricesne și cântece religioase. Dragii mei, dați-mi voie să vă prezint invitații din această dupămasă, doamna Irina Pop, care este directorul Căminului Cultural din Săpânța. Bine ați venit și bine v-am găsit, doamna Pop. Bine ați revenit la noi. Cu mare drag și vă mulțumesc pentru efortul care l-ați făcut și îl faceți ca să putem să arătăm ceva frumos celor de acasă, pentru cei de astăzi, dar și pentru cei de mâine. Și să arătăm că Maramureș are zestre, nu? Sigur că da, foarte mare. Dumneavoastră n-ați venit singură, de data aceasta ați venit cu soțul dumneavoastră, Ioan Pop, care este și instructorul ansamblului. Da, Săpântana, care mă ajută foarte mult, da. Care vă ajută. Mă bucur, dragii mei, după cum v-am spus adineaur, ansamblul Săpânțana din Săpânța este prezent în această dupămasă, în această emisiune. Și cum nu se putea o emisiune fără un om mai aparte, să zic eu așa, Stan Vasile, poetul satului. Lăudăm pe Iisus și bine ați venit! Bine ați venit, pămeleagurile săpânțenilor, vă spunem un bun venit! Și vă așteptăm oricând cu mult drag. Vă mulțumesc frumos! Dragii mei, cum să cuvine să începem cu ohore, haideți să-i auzăm pe grupul Săpânțana, Nihoresc ei mai mândru, din inima Săpânței. Dacă tot n-au cântat coconii, cum se zice pe la noi, cred că și la dumneavoastră, te cocon să zic, cucon, doamna... Cucon, da. Să se prezinte și instrumentiști. Înainte de a prezenta copiii, să prezentăm pe Boreasa, ca așa se zice la noi, Boreasa care ne face costumele. Ajungem și acolo. Ajungem și acolo, așa. Da, dumneavoastră vreți să împurați toate gândurile, să prezentăm instrumentiștii. Începem de la tine, Radu. Microfonul e în spatele tău. La vioară, sunt din Remeț. Da. Mai și Horeș pe lângă cânta la vioară, nu? Debutez la Săpânțana.
Eu mănânc Ion Bonar, caviar în săpânță. Caș Gheorghe în Dobaș, în săpânță. Așa, și mai avem unul în spate. Mă numesc Vasile Bledea și vă mulțumesc foarte mult și pentru tot ce se petrece, ansamblu și obiceiul. Da, da, am înțeles. Dragii mei, după cum puteți observa, coconii sunt îmbrăcați cât se poate de autentic și adevărat, pentru că cred că majoritatea dintre dumneavoastră știu că fiecare vale își are portul lui și asta încerc să vă aduc, adevărata vale cu frumusețile lui. Și de ce nu să se prezinte și Boreasa? Avem un microfon acolo. Și Maria lui Vidau și vreau să vă spun că aceste tradiții o să țină foarte puțin dacă nu o să le dăm importanță. Povestim despre asta în, pe parcursul acestei emisiuni. Doamna Maria, revin la dumneavoastră pentru că vreau să vă întreb cât de ușor vă este să vă ocupați de niște prunci împreună cu soțul dumneavoastră? Nu este ușor, dar dacă faci ceva cu plăcere, nu ți se pare greu. Nu ți se pare greu, nu? Pentru că plăcerea noastră din moș strămoș este de a purta portul pe care îl avem și este foarte frumos portul și nu o să ne lepădăm niciodată de el. Dar tocmai asta încercăm noi, să nu lăsăm să se piardă și să nu lăsăm să se piardă tradiția și obiceiurile noastre. Pentru că altfel ne pierdem identitatea și vrem să implementăm cât Eu se cred poate că deja acest lucru. Suntem pe punctul de a ne pierde. Știți ce mă doare cel mai mult? Că îmbrăcăm straiele astea populare când sunt două momente importante. Unu, că mai nou se filmează și apărem la televizor și atunci toată lumea se îmbracă să se vadă îmbrăcați mândri. Iar doi, când mai este o nuntă, dar pe aici, pe acolo, din ce cauză nu mai vrem să ne creăm o obișnuință? De ce trebuie să le purtăm doar în momente chiar atât de importante? Că de mult erau zi de zi. Ce s-a schimbat, doamna Pop? S-a schimbat foarte mult, dar să știți că la noi la Săpânța, la biserică, cel puțin femeile, poate nu chiar portul întreg, Este al treilea moment în care... Da. Dar nu cămeșile, și au bluză, sumnă și pânzătură. Și au și cămăși, dar cămeșile... Deci la noi este o regulă, la biserică nu mere nimeni în alt port decât în portul țărănesc. Mie îmi place ideea aceasta și eu la biserică așa mă și duc, tocmai ca să atrag atenția că, cum le-am spus și pruncilor adineaur, valoare este ce se din mâinile tale cu înțelepciune de la Dumnezeu. Domnul Pop, ce-au prezentat pruncii pentru început? Acest copil deocamdată au prezentat doar invitația. Dragul meu, ne-am venit cu cine ne-am întâlnit. Deci, dragostea lor cu cine s-a întâlnit, deci cu dumneavoastră și cu echipa de la TV Sighet. Este un cântec foarte vechi din Maramureș și se cântă peste tot. E strigat un joc, unii zic a găinii, a plăcintii, tot felul de denumiri depinde de satul unde îi, dar e un cântec universal în Maramureșul istoric. Cred că știți dumneavoastră de asta. Noi mai avem în repertorul grupului vocal și alte cântece, dar noi ne axăm și ce vreau eu mai mult să-ți păstrez, dansul. Dansul local. O să vedeți că la jocul de sărit, care se joacă peste tot în Maramureș, la noi e ceva deosebit. Are un pas mai lent și într-un fel niște pași care pe vremuri, când eram eu copil, a fost ceva etnolog pe raza comunei și așa ceva n-a văzut. Deși a vizitat tot Maramureș, l-a botezat. Dans războinic. Dans dacic. Deci cel mai, dacă ați văzut și în filmul Pintea, s-a apropiat, nu original, dar niște pași sacadați. De aia zice că noi suntem necontopiți cu restul României. Noi suntem
Daci, urmașii lui Traian. Daci liber. Daci liber, exact. Vă pun aceeași întrebare care am pus-o și doamnei Pop. Cât de ușor vă este să lucrați cu niște copii și să-i învățați o altă lume? Că trebuie să recunoaștem, acasă trăiesc o altă lume, adică nu mai ascultă horile noastre cântate de mamă, de tată, nu mai au ocazia să meargă la șezători, la clăci, la joc în sat, iar când vin la dumneavoastră la repetiție, îi învățați ceea ce ei nu cunosc. Vă este ușor să le implementați dragostea pentru hore? Când faci cu plăcere, nu-i greu. Țin să vă anunț că anul ăsta facem o paranteză, pentru că sărbătorim cât de curând la marele festival, se va fi în memoria asta, Neon Pătraș, și aniversarea 15 ani de la înființarea acestui ansamblu, pe care l-am mulțumim la fel și dumneavoastră ca sănătate. Mulțumim! Și vrem să sărbătorim așa cum se cuvine. Știți destul de bine că v-am invitat și pe dumneavoastră. Da, mulțumesc frumos! Te ne onorați cu prezența. Cu siguranță! Și nu uitați că pe sub bagheta mea magică în ghilimele, au trecut peste 350 de copii. Ce frumos! Unii sunt copii de la prima promoție. Care copiii copiilor. Copiii copiilor. Foarte frumos. Ce vreau să vă mai spun? În Săpânța, în urmă, dacă trăiau, erau în jur de 100 de ani. Nea Vasile se amintește, el e mai în vârstă și ca mine, și știe destul de bine că au fost trei repere la Săpânța. Au fost trei oameni reper. Deci unul care striga cel mai frumos, care s-a numit Gioca lui Ion Ștefan, ăla de seara până dimineața striga într-una și nu repeta strigătura. A fost tata ca jucător, ca dansator, și eu, de acolo am învățat și eu, și copilul meu, și copiii, nepoții, în ansamblu. Și a mai fost iar un muzicant, unic în Marea Mureș, cel mai vechi și mai autentic muzicant de la vioară, și cântărețul Ionul Giochi Băsului, eu zis. Dar nu i-a spus numele cetierașului. Mihaiul Ionaș. Mihaiul Ionaș. A fost vestit, cum a fost și dincolo, atunci era, Tisa era... Mai liberă. Mai liberă, era, se trecea dincolo și dincolo era Ilie din Afșă, muzicant bun, și dincoace de ăsta, Cioată. Petreuși, puteți să-i întrebați că de la acest om a învățat să cânte. Eu nu întreb pe nimeni, sunt convinsă că trebuie să avem o persoană de la care să învățăm, un mentor sau un om care să ne sfătuiască cam ce ar trebui să facem odată ce ai trecut prin viață. Spuneați dumneavoastră că atâta timp cât dragostea se leagă de copii și de tradiții și de ceea ce ne înconjoară, dați mai departe și celor care vin. Același lucru l-am observat și la domnul Stan Vasile, că și dânsul are o dragoste aparte. Spuneți-mi, domnul Vasile, care a fost dragostea dumneavoastră? Din câte știu, ați învățat să scrieți și să citiți singur. Da, am lucrat la 8 km de comună de parte, la o fermă, mică fermă de animale cu bunicul meu. Am avut parte de educație școlară deloc. Am avut dragoste și pasiune pentru carte și am învățat-o. Și am scris cartea omului fără de carte. Și dragostea mea cea mai mare o am pentru copii. Pentru că ei au un favor deosebit față de cum am avut eu. Au toate posibilitățile să-și atribuie această educație școlară. Dar aș dori să le dau un sfat, să respecte ca pe părinții lor cadrele didactice, dascălii lor care se străduiesc pentru educația lor. Eu n-am avut parte așa ceva. Dar fiindcă am avut dragoste să învăț carte, am învățat-o singur, de la care cum am putut. De la ciobanii care știa carte, de la câte un pădurar, când îl prindeam, îl storceam ca pe o lămâie. Dacă... Părinții mei au avut puțină carte, de la părinții mei cât au avut, așa că de la fiecare cât ceva am secerat și nu i-am lăsat până când n-am stors tot ce a avut. Și n-ați făcut nici măcar o școală? Nici o școală, nimic, absolut. Am crescut acolo, dar dragostea aceasta m-a făcut să trec peste momentele cele mai grele și să învăț cartea și
Această dragoste mi-am vărsat-o în cartea aceasta. Iubesc natura, iubesc oamenii din sat, pentru că singurătatea naște talentul. Și am îndrăjit poezia, literatura română. Și dacă mi-a căzut o carte în mână, am citit-o. Am citit tot felul de cărți și m-am călăuzit după un singur principiu. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Frumos. Așa am făcut. Domnul Stan, de la început, la începutul acestei emisiuni, v-am văzut un om mai aparte, un om cu frică de Dumnezeu, un om care își vede de locul lui, un om care știe ce să grăiască, când să grăiască și cum să grăiască. Dumneavoastră subliniați ceea ce a spus Adineaur, și anume că singurătatea se înțelege în anume fel? Da, da. Singurătatea naște talent. Când ești cu talentul, te naști. Și dacă ești născut cu talent, singurătatea te face să judeci, să-l pui în practică și să-l exersezi. Așa că dragostea aceasta s-a născut în mine și dragostea de copii, pentru că eu la copilăria mea n-am avut copii în jurul meu cu cine să mă joc. Eram singur acolo, după piatra Săpinței, acolo am crescut. Și când găseam câte un copil, îl socoteam fratele meu de cruce, nu știam ce să fac, cum să-i intru în voie mai mult, cum să-l fac să se simte mai bine. Același lucru îl simt pentru toți copiii aceștia care minunați, pe care îi simt și sunt sufletul meu. Îi iubesc foarte mult și pentru ei am scris ceva special în cartea aceasta. Vă rog să le citiți și să ne citiți. Și dragi copii, de dragul vostru eu m-am apucat a scrie. Acestea locuri dragi și sfințe să le scald în poezie. Eu am scris doar despre locuri, despre fapte din trecut și nu pot să le scriu altfel numai cum s-au petrecut. De dragul vostru am scris istorie îmbrăcată în poezie, s-o puteți păstra în minte, s-o aveți în suflet vie. Oriunde ați fi duși de soartă, de ați trăi în lume de vis, satul, casa părintească, rămân micul paradis. Întâi ați simțit aici sărutul părintesc pe față, aici v-a purtat bunicii și părinții voși pe brațe. Aici ați simțit iubirea sufletelor de părinți și sub grija lor cea caldă ați crescut mari și cu minți. Părinții aici v-au unit mânuțele în rugăciune și cum să fiți v-au sfătuit cei din tâi în fapte bune. Aici v-ați ducut în soare, alergând făceați bujori, iar de spuneați mami, mă doare, ia valina cu leag din flori. Aici ați văzut albina culegând nectar din floare și cum venea încărcată vara cu polenul pe picioare. Aici ați văzut cum ploaia bătea în sticla din fereastră, iar voi, fericiți cu mama, vă jucați cu minți prin casă. Aici ați văzut întâi pâinea caldă din cuptor, cum o frânge mâna mamei și o împarte tuturor. Și plugul cum intră în brazdă pentru pâinea viitoare. Aici ați simțit iubirea pentru cea mai dulce floare. Aici v-a încântat privirea vioceii, vioreaua. Aici v-a cântat saltirea, mierla, cucu, turturiaua. Pe dumbravă turme multe de oiță și mioare, mielușei cu stele în frunte zburda în razele de soare. Aici ați văzut minune soarele când s-a lăsat, cum venea de la pășune ciurzile de vaci în sat. Pe uliță rumegând, avea ugerile pline, din țâță țâșnea pășând laptele strâns la pășune. Aici vara v-ați scăldat, aruncând cu petricele, făcea cercuri apa în lat, apoi bulbuci și smărgele. Voi săreați în apă caldă, limpede, cristal din râu, știați cât e de adâncă, nu trecea mai sus de brâu. Copii în apă mișuna, numai râs și bucurie, nici creangă nu cred că avea mai dulce copilărie. Vara ieșați pe hotar cu părinții voși la coasă, ce dulce era pâinea chiar și hrana adusă de acasă. Iar cireșul de pe coastă, știți cât vă mai ispitea, când vedeați cireașe coapte ce în soare strălucea. Oriunde ați fi duși de soartă, de-ați trăi în lume de vis, satul, casa părintească, rămân micul paradis. Nu uitați copilăria, nici bunicii, nici părinții,
martoră la toate acestea, eu vă las piatra săpinței, după care am crescut eu. Ce frumos! Mai rămâneți lângă noi, domnul Vasile, pentru că vreau să vă mai întreb câteva lucruri, pentru că văd că sunteți un om care văd că aveți o deschidere aparte spre o lume care nouă încă nu este, nu ne este cunoscută în totalitate. Doamna Maria, revin la dumneavoastră și vreau să vă întreb, doamna Irina, mă iertați, revin la dumneavoastră și vreau să vă întreb, văd că aveți foarte mulți tineri, pe care l-ați pune să-mi horească pentru început? Care dintre ei credeți că poate sparge gheața în această dupămasă? Toți copiii cântă, toți sunt destul de buni, dar aș vrea pe Maria Salași să ne cânte un cântec. Este o fetiță foarte talentată și sper că va ajunge departe. Este și serioasă. Să ascultăm! Ai, faina m-a făcut mama, faina m-a făcut mama, cu o negrică mură, hai la la la, hai la la, hai la la, cu o negrică mură, hai la la la, hai la la la. În leagăn, mă legănat, să am glasul de cântat, lai la la la, hai la la, hai la la, la tătomul supărat, lai la la, lai la la la. Ai, în ciupă m-a ciupăit, în ciupă m-a ciupăit, să-n glasul de horit, lai la la la, hai la la, hai la la, la tătomul năcăjut, lai la la, lai la la la. Ai, m-a făcut mamuca vara, m-a făcut mamuca vara, să-nconjur lumea și țara, lai la la la, hai la la, hai la la, să-nconjur lumea și țara, lai la la, lai la la la. Ai, șapte vieți dacă aș trăi, șapte vieți dacă aș trăi, tot la lume aș hori, lai la la la, hai la la, hai la la, pe plăcerea inimii, lai la la, lai la la la. Traiu-m eu moroșănesc, lai la la la, hai la la, hai la la, l-oi hori până trăiesc, lai la la, lai la la la. Frumos! Mă bucur că aveți prunci talentați, cum spunea domnul Stan. Să le dăm ocazia să se și prezinte, să-mi spună a cui ies, ca să știe lumea în sat, a cui ies, că săpânța-i mare. Sunt de-a lui Ionul Păgaciu. Dați din mână în mână. Numele meu este Stan Grigore Gabriel și sunt al lui Gabi. Numele meu este Mihaela și sunt al lui Togerul Codre. Numele meu este Ioan și, și sunt al lui Oca. Numele meu este Bianca și sunt a fata Irni Bisânciu. Aveți un microfon acolo. Numele meu este Melania, de-a lui Iana Floșchi. Numele meu este Zapca Gheorghe și Gheorghi Zapchi. Mă numesc Sara și Mihaela Maria și sunt fata Mariei Iuri, sunt solistă și studiez cantă popular. Numele meu este Gheorghe și sunt feciorul Gheorghi Anuțelu Andrii. Numele meu este Adriana și sunt fata Giochinacului și sunt solistă și studiez canto popular. Sunt Cosmin, mă numesc, și sunt alu cu feciorul Crâțosu.
Mă numesc Adriana și sunt fata lui Costel Mărilu Baltea. Și mai avem... Mai avem niște prunci aici, dar, dragii mei, să le dăm voie să se prezinte și ei. Haideți, aduceți-mi un microfon. Următorul. Mă numesc Ana Maria și sunt fata lui Vasilu Codre. Mă numesc Gheorghe și sunt feciorul de ochii lui Gavriluț. Mă numesc Bianca și sunt fata Leanului. Mă numesc Adriana și sunt fata Ileni Mărilu Baltă. Mă numesc Ramona și sunt fata Mării Lubaltă. Și mai avem un amnicuț aici în față, cum spunea doamna... Mă numesc Bianca și sunt alul Denuțului Cotrăl. Mulți prunci aveți. Cât sunt în ansamblu? Avem și mai mulți. Acum sunt în jur de 40, dar nu sunt toți prezenți acum aici. Fiecare... Să știți că sunt mulți copii care sunt talentați și care nu au costume. Și nu vin din cauza că nu au costume întregi. Din păcate, este o mare problemă. Este o mare problemă și pentru mine și mă doare sufletul să văd că nu mai avem optincari, că nu se mai fac optinci, că trebuie să purtăm pantalon la dungă și mai purtăm și pantofi de lac și sosete. Mă doare sufletul, pentru că Maramureșul nu e frumos decât complet. Ori ești stilizat și ești întreg stilizat, ori nu-ți bate joc de costumul popular. Asta e părerea mea. Portă-l așa cum l-ai găsit. Și nu doar eu spun asta, ci mi-au spus alții să spun la rând dumneau ceea ce au zis ei. Deci să lăsăm costumul așa cum l-am găsit. De aceeași că de datoria noastră, ca celor care au fost înaintea noastră, da. Și-au purtat portul, și-au purtat vorba și înainte de toate și-au dus și horile mai departe. Da, dar problema pe care eu vreau să vă spun acum, cu care mă întâmpin, deci greutățile cu care mă întâmpin, sunt faptul că și ceea ce mă doare cel mai mult, că sunt copii talentați și care ar dori să învețe, să ducă mai departe obiceiurile și tradițiile noastre, dar din cauza că nu au costume, nu au posibilitate, poate, deci aici ar interveni pe undeva autoritățile. Dar de ce autoritățile? De ce pentru nu mamele? Că mamele nu au putere învețe? Financiară. De ce nu vor mamele? Pentru că sunt foarte scumpe, nu toată lumea știe să coasă, nu toată lumea știe, pentru că la noi o cămașă, observați la mine, o cămașă țărănească, autentică, se face, se coase în câteva luni. Se coase în câteva luni. Nu mai vorbesc de, poate într-o iarnă. Nu mai vorbesc de pânză, că pânza este țesută în război, în chiară. Am înțeles. Deci este foarte scumpă și nu fiecare are talentul ăsta de a ști să coasă. Deci mamele nu toate știu să coasă. Știu câteva dintre noi, sunt la noi și mai tinere care au învățat. Și Maria Zapca a învățat de la mama ei. Și mai sunt câteva, dar în general sunt bătrâne, foarte bătrâne. Sunt trei femei care sunt peste 70 de ani, care mai coasă. Sunt câteva. Mai vorbim de subiectul acesta, o scurtă pauză de publicitate și revenim, dragii mei, imediat.